dai turta a tavola, mai dai brumo. Clara. Au vandalizat tortul. Andreea Bălan a făcut majoratul astăzi. Tu viață fama să trăiesc tot ce n-am mai trăit. Și ia mă iar pe drumul tău atunci când am greșit. Și du-mă sus până la cer când n-am încredere. Dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Ce faceți, dragilor? Bine ați revenit pe canalul nostru la un nou... Astăzi facem ce facem. Astăzi primim tort, mâncăm tort, ne jucăm, ne distrăm, pentru că o sărbătorim pe Clărița, care a împlinit un anișor și tăiem... Nu, e ziua mea. Este ziua ta, este exact, este ziua ta, da. Și Clărița a făcut un anișor și tăiem moțul. Prin urmare, suntem la nașii noștri dragi, la Monica Davidescu și la Temișan acasă. Aici am ajuns cu mama, cu Clărița. Până am ajuns a fost greu, da, știți povestea, până îmbrăcat, dezbrăcat, schimbat și așa mai departe. I-am luat și pe eroi în pijamale și am ajuns aici să ne distrăm într-un cerc restrâns. N-am mai făcut balamuc alte dăți, că poate nici situația n-a fost de așa natură ca să facem balamuc, dar ne distrăm în familie și asta este cel mai important. Gata, mergem? Da! Da, da! Clărițuca mea, mua! Astăzi e ziua ta, mua! Și, da, e ziua ta, Eluța, e ziua ta. E ziua noastră a tuturor. Fie bine de iubire și mama a venit cu noi. Și să sunăm. Nașule, nașule. Dar pe cine avem noi aici? Pe cele mai prințese dintre prințese. Uite pe Nașica. Bună, bine ați venit. Te rog la Maria și roagă să te ajute să scoată bebelușul. Hai, ce bebeluș a venit! Ia, ce la? Să ce? Hai să îmbrăcăm păpușa. Până așa trebuie să îmbrace fata înainte să ia turta. Să-i rupă turta, ce face fata? Ia să vedem noi. Clărița cea frumoasă. Haide, ce de care dezbrăcăm. Ce face Luța? Ai grijă de bebe? Ai grijă de bebe, iubita? Stați aici amândouă. Ia uite, ce are mami aici? Stai jos, țin-o și pe ea. Țin-o pe ea ca o soră mai mare și iubitoare ce ești. Ăla a făcut la-i mami. Așa. Dar stai jos. Ce facem noi aici? Îi rupem turta Clăriței. Cine a făcut-o noi? Cine? Cine? Da, toate s-au metale. Cine? Cine? Da, e-al tău, e-al tău, ia. Georgiana de 15 ani cu mine, Miruna de 10 ani cu mine, da? Așa înseamnă să fim împreună ani și ani de zile, vin copiii peste noi. Acum dansăm cu copiii, nu mai dansăm singurele și să facem o coreografie. Nașii tăi îți doresc să fii sănătoasă, să fii fericită, să ai multă bogăție în viață și să ai de toate. Da, trebuie să o rup în sus și să rupe mai greu. Așa! O mănânci pe toată tu? Evident că din asta ne vom confrunta cu toții. Bravo, Clărița! Bravo, Clărița! Bravo, ia!
Asta-i turta ta, nu-i mai dai drumul? Hai să vedem ce luăm de aici. Nașule, tu i-ai pus microfonul. Ia, Clărița, hai să o eliberăm de că n-avem cum altfel. Clărița, vă văd tot, după cum mine știți. Ia să vedem, Clărița, ce alege fata aici. Microfon, microfon. Stai, Eluța. Stai să vedem ce alege și Eluța. Ela, tu ce alegi prima dată? Creioane colorate. Bravo, Ela! Aplauze pentru Ela! Bravo! Tu să vedem ce alegi tu. Ia pune mânuța pe tine. Cartea! Bravo! Bravo! Și să vedem ce mai alege Mihita. Arată-mi ceva. Microfon! Bravo! Măi, instrument de actorie. Trebuia să punem o carte de actorie. O carte. O carte. Poate să fie o povestitoare foarte bună. Hai, încă unde hai, încă una. Mătișorul ei, o să-l legăm cu o fundiță. Nu știu ce a fost. Asta e al tău, iubita mea. Îl punem aici, îl păstrez. Bravo! Uai, de mine ce frumos, ce emoționat. Deci a luat microfonul, cărticica și plămbica. Da, aș fi vrut să ia poate un creion, să deseneze, păpica. Da, microfonul foarte fericită ca la microfon. Deci, oricum ziceam, una din ele trebuie să fie cântăreață, se pare că o să fie Clărița, cine știe ce o să fie peste câțiva ani. Important este să fii fericit, sănătoși. Și dacă am sănătate, le facem sănătate și acum vin să mâncăm! Dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. Ela! Ela, am un tort pentru tine, vrei să-l vezi? Ia uite, invita, pe roi în pijamale, invita! Uite, tipul ăștia mici și tipul ăștia mici. Uite, șofii, buvnița și pisoiul. Îți la? Și pune pe așa, aici e lângă, uite. Buvnița, uite, pisoiul. Și șofii, mă, uite, măi, cât ai stai, măi, toți! Îți place? Ela, e bun? E bun? Wow! Ia, dragilor, acesta este tortul Clăriței. Uite, da, acela e tortul tău, acesta e tortul Clăriței. Care îți place mai mult? A, normal că e al tău. Și cum o cheamă pe surioara Elei? Da. Clara. Acum, Ela își pune o dorință, pentru că o sărbătorim și pe Clara, dar trebuie să-și pună Ela o dorință. Ia să ne gândim la dorință. Așa. Și acum, Ela fără luna. Bravo, Ela! Bravo! Acesta este tortul Clăriței. Ia privi ce tort frumos are Clărița. Au vandalizat tortul. Au vandalizat copiii tortul. E bine? Vă place? Ce faci, nașule? Cum te simți? Uite, mă uitam la pozele super pe care mi-ai trimis. Mi-ai trimis-o pe asta, pe asta și tot pe aia. Da, e ok, e ok, e regulă. Cum e, nașule? Ești fericit? Cum să nu fiu fericit cu așa finuță? Aaaa. Cu așa finuță? Aaaa. Andreea Bălan a făcut majoratul astăzi. O sărbătorim de majorat. Uitați-vă la ea. Subțirică la mijloc. Așa e, dragoste, mai suferim. Ce să... Băi, aș vrea să sufăr și vreo 4-5 kg, dar nu din dragoste. Băi, la mulți. La mulți ani. Să ne trăiască copiii, să fiți fericiți și noi și voi, la mulți ani, să ne fie bine pe suflet. Copiii sunt cele mai importante ființe lucruri de pe acest pământ. Da, voi la tine și așa. Așa este, nu? Uite, Doruța, deci am Doruța noastră cu Ela voastră.
Clarita care doarme. Nășica noastră, Nășica, care le știe pe toate, toate tradițiile, tot, 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 cea mai tare nă. Ce bine. Am mâncat, am mâncat, frumos, frumos, așa face orice prințesă și apoi își ține mânuțele aici așa frumos, da? Perfect. Super! Lasă pungă, măi, când învățăm reverență, nu ne gândim la pungă. Cum e pungă? Ia să văd încă o dată reverența la Ela. Ia să văd cum a învățat Ela reverența. Ia. Ca mine. O. Bravo! Și mâinile, pe mult frumos, așa ca o prințesă. Bravo! Bravo!